Bun găsit tuturor! Turmeric sau curcuma, acest delicios condiment din India, cu un miros asemănător cu cel al ghimbirului, dar cu o aromă mai puternică și mai picantă, este o adevărată descoperire pentru oameni. Curcuma este cel mai important ingredient din amestecul de curry. Un studiu al Academiei Indiene de Neurologie a arătat faptul că adulții indieni sunt de 4,4 ori mai puțin predispuși să dezvolte Alzheimer decât adulții de aceeași vârstă din Statele Unite. Turmericul are abilități antiinflamatoare de a proteja eroziunea celulelor și are efecte antioxidante care luptă împotriva ruperii membranelor celulelor. Este mai mult decât un protector împotriva Alzheimerului, a spus Jacqueline London, specializată în neurologie și leziuni cerebrale la Mount Sinai Health System. Este recomandat ca turmericul să fie consumat cât mai des. Pentru absorpție optimă, este bine ca atunci când gătiți cu turmeric să folosiți grăsime. Atunci când luați un supliment cu extract de turmeric, este bine să-l luați în timpul unei mese cu grăsimi. Alegeți condimentul bio și suplimente de la firme cu renume, deoarece salmonela se dezvoltă mai rapid în prezența turmericului. Iată câteva dintre beneficiile acestui condiment. Ajută funcționarea optimă a ficatului și are rol important în detoxifiere prin neutralizarea unor toxine și protejarea celulelor hepatice. Este un bun antiinflamator. Ajută în reducerea inflamației articulare, musculare și în reducerea proteinei C reactive. Ajută la depășirea episoadelor de inflamație acută însoțite de înroșire, căldură și durere articulară. Turmericul este benefic în orice acțiune ce implică inflamația, cu efecte comparabile cu cele ale hidrocortizonului și ibuprofenului. Curcumina are rol anticancer, prevenind formarea și mărirea tumorilor și chiar metastazele. Ajută în lupta cu artrita și alte boli reumatoide prin rolul său antiinflamator. Are efecte pozitive dovedite în lupta cu boala Alzheimer, Crohn și colesterolul mărit. Este un bun analgezic, antiseptic și grăbește vindecarea rănilor. Turmericul sau curcuma ajută în prevenirea diabetului de tip 2. Există chiar un studiu care arată că turmericul poate întârzia procesul sclerozei multiple în plăci. Există însă și precauții. De acestea e bine să nu uitați. Este bine ca femeile însărcinate și persoanele care au litiază renală să folosească acest condiment în calități limitate. Sunt Sonia Enache și vă doresc tuturor să fiți sănătoși!